Dar asta seară, de sâmbătă, am pus la cale fața dumneavoastră o comedie. Și cum se cheamă comedia dumitale? Răzbunarea unui Iliad. Ha, ha, ha! Foarte bine! Iliad, vaca! Ce tine de criță? Unul din personajele piesei a și sosit. E... vreta? Desigur. Ai piță? Ai piță? Sora mea, domnișoara Olga! Cu droghe-n păspetii,
Cine? Cred că vă înșelați. Dați-mi voie să fac prezentările. Domnișoara Olga, domnișoara Ida, marchizul de Renan. Come on!
acuzații mică antrezire. N-a, e nicio importanță. Musafirii mei sunt oricât binele. Însă-ți mai măzit pe cineva. Chevalier Chagre, marchizul Târâna. Oh, compatrioți! Scuzește-mă, am curățat. Te-ai curățat. Monsieur le Marquis? Ui! J'ai l'honneur! J'ai l'honneur, monsieur! Chevalier, ça va! Marquis, cum ça? Vous êtes aussi français, n'est-ce pas? Bas pas, bas pas! C'est un petit peu! Tu as raison! Fermons mon corazon! Après espagnol! Tout à fait. Aligoté. Pinot gris. Pinot noir. Nous patelard. Toulouse. Lautrec. Renault. Peugeot. Nissan. Logan. Măsuri de precauție. Se pomenești că e căsătorit. Da. Un măgar așa, grăsuliu. Ce plac să prăpați! Sigur, de-aia vine săraca femeie mascată. Mascată? Vă rog să-i respectați masca. Vreau pot să ne mai plimbăm puțin. Avem toată noaptea la dispoziție, nu-i așa? Da. Domnișoară, mi-a acordat un vals. Poare? Da, ce m-a recunoscut. Scuza extraordinară. Totuși e mai drăguță decât Adela. Ia să încerc eu o apropiere. Thank you.
Dumintale a dat un gata, dragă marchise. Da, ce e drept să... E un ceas minunat. Ne-a procurat cele mai frumoase amintiri din viața. Două duzine de blonde pe stângul și două duzini de brunete pe eu cred că exagerezi. Nu crezi? Te rog să-l întrebi pe Falche. Da, da, marchizul are dreptate. Dar ce ar spune nevastă dumitare dacă te-ai auzit corupit de așa? Soția mea e o viață gâsculiță care stă acasă și l-așteaptă pe prunul și plândul și credinciosul e soț Gabriel! Credinciosul e soț Gabriel! Știe ce l-așteaptă, măi, că-și vine acasă! Lupii sunt aproape, domnule marchiz. Da, la doi pași. Ciudat și eu tot la doi pași. Mă mir că nu ne-am întâlnit. Dar dacă mă încolo vom fi inseparabili. Două suflete și un gând. Două inimi și o bătaie. Ce bătaie? Thank you.
Chici, chici. Ioi! Puțin, puțin. Ioi! Și eu tare speram la el. Dar speră, frumoasa mea necunoscută, fiindcă nevastă mea e urâtă ca o pufniță. Pufnița asta înseamnă un fel de buhone. I-am dat să bea până l-am văzut beat turtă. În acel moment l-am suit într-o trăsură și l-am dus la pădurea din marginea orașului. Da, în pădure, unde, bineînțeles, m-a adormit imediat. În pădure. A doua zi, când Hage s-a trezit, pe la amiază, a trebuit să intre îmbrăcat în costumul oraș. Și toți copiii îi strigau, într-o lună zi s-ar putea să afli că sunt o mai bun decât dumneavoastră.